întârzie rezultatele testelor suspecte de varianta Delta a noului coronavirus, trimise acum 2 săptămâni laboratorului din Berlin, chiar dacă Ministerul Sănătății anunțase că, în curând, urmează să le primim. Responsabilii din sănătate spun că tergiversarea este din cauza multitudinii de solicitări. Rezultatele din laboratorul german au fost expediate deja mai mult de 2 săptămâni. O dată exactă când ele ar putea să vină nu este. Le așteptăm în cel mai apropiat timp. Totodată, deși săptămâna trecută s-au înregistrat cu 3% mai puține cazuri noi de COVID-19 decât săptămâna anterioară, autoritățile sanitare se așteaptă la o creștere a numărului de infectări. Din această cauză, Ministerul Sănătății lucrează cu ANSP la elaborarea listelor de angajați care vor fi obligați să se vaccineze. Nu excludem faptul că, zic, anumite aspecte de condiționare pot fi sau vor fi aplicate în dependență de situații către, zic, lucrătorii din cadrul instituțiilor de învățământ, celor din Horeca, zic, către transportatorii populației atât în intern cât și pe extern. Pentru a-i convinge să se imunizeze, autoritățile declară că responsabili de acest lucru vor fi angajatorii, însă nu au oferit detalii ce sancțiuni vor fi aplicate celor care nu se conformează. Ministerul susține că există doze suficiente pentru toți doritorii de a se vaccina. Mai exact, sunt peste 300.000 de doze de ser, la care se vor adăuga încă 100.000 de doze de Pfizer donate de România și care vor ajunge săptămâna aceasta. Responsabilii susțin că în ultimele zile înregistrează o creștere a numărului de doze administrate. În ultimele 7 zile au fost administrate 78.587 de vaccinuri, o creștere de 37% față de săptămâna trecută. Spre exemplu, ieri a fost ziua în care s-au administrat în jur de 21.000 de vaccinuri doar într-o singură zi. Până acum, doar 15,1% din populația țării a primit cel puțin o doză de vaccin, dintre care aproape 11% au fost imunizați după schema completă.